știi, și tot zis, da, da. Stai că mă duc să fiu nevagă. Babel, dar cântă ceva. Da, da. Aici e instrumentul în mână. Auză la cum, ăsta mere și n-am. Ăla mere și n-am. Da, la un bătân e cu... Thank you.
familie îndoliată, dragi credincioși, dorim să ascultăm și aici la groapă un cuvânt din Sfânta Scriptură, așa cum Dumnezeu l-a lăsat pentru noi prin Apostolul Pavel și l-a transmis întâi bisericii din Tesalonic. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13, Biblia spune așa: Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții. Cu aceste cuvinte spune Biblia și noi spunem amin. Amin. Dragii mei, locul acesta este un loc care seamănă multă deznădejde și multă descurajare în inima multor oameni. Dar ceea ce am citit din Scriptură este un cuvânt pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi prin una din cele mai autorizate voci ale Noului Testament, prin Apostolul Pavel. Este un cuvânt de încurajare și este un cuvânt care ne dă nădejde aici, în locul acesta unde atâtea speranțe s-au frânt. Și anume, există o înviere a morților. A mai fost o biserică care a pus la îndoială învierea morților și a fost biserica din Corint. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Apostolul Pavel, supărat, a scris acestei biserici și a spus așa: Cum zic dar unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, totul e zadarnic. Dar, spunea el, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, adică cel